Bogdan de la Ploiești și Țancă Uraganu sunt protagoniștii unui moment ce a ajuns viral. Bogdan de la Ploiești și Țancă Uraganu sunt doi dintre cei mai apreciați maneliști de la noi din țară. Se întrec în hituri, fani și evenimente, iar o dovadă în acest sens ar putea fi și ultima postare făcută publică de Bogdan de la Ploiești, pe TikTok. Cei doi maneliști s-au întrecut în glume și ironii. Bogdan a comentat dur și ironic unul dintre evenimentele la care a cântat Țancă Uraganu, spre surprinderea și amuzamentul tuturor. Însă nu a întârziat să apară nici reacția celui din urmă. Totul a pornit de la faptul că Țancă ar ajunge mai rapid acum în topuri, pentru că a început deja să cânte și pentru alte nații, mai numeroase. Bogdan de la Ploiești a spus: "Uite, așa faci vizualizări, că ai prins la chinezii, viața mea, că ai început să cânți în chinezește. Asta e bine." Țancă Uraganu îi răspunde: "Mă, nu stai cu minte deloc." Bineînțeles că, așa cum se și vede, scurtul lor dialog a fost unul amuzant, care are la bază o prietenie de lungă durată și posibilitatea de a-și permite multe unul față de celălalt, chiar și tachinări publice. Acest lucru a fost văzut imediat și de cei care au dat cu ochii de videoul ajuns viral, care au apreciat ironia celor doi, talentul, prietenia și glumele pe care le fac unul pe seama celuilalt fără pic de supărare. Fanii le-au lăsat mai multe comentarii: "Cei mai tari sunteți, s-au unit legendele să facă istorie, acum și chinezii îl ascultă, acum la chinezii, apoi India și Brazilia, sunt mulți de tot, o să ai la cine să cânți, cea mai frumoasă prietenie, felicitări pentru prietenia voastră, mai rar așa ceva, se vede că sunteți cei mai buni prieteni, deși în meseria asta e greu să ai o așa prietenie." Sunt doar câteva dintre reacțiile celor din mediul online.